Costinești, și una dintre cele mai vizitate stațiuni de pe litoral, este împânzită de gunoaie. Turiștii vin să se relaxeze la malul mării, însă atunci când este vorba de plecare, uită să strângă mormanele de peturi, ambalaje, mucuri de țigară, șervețele și alte deșeuri pe care le lasă în urma lor. Administratorii de plaje spun că în fiecare seară strâng tone de gunoaie după ce oamenii se retrag la pensiuni. Ceva fantastic! Deci, chiar nu vede primăria, chiar să lași așa ceva, așa ceva. Iau. Așa arată Costineștiul, invadat de gunoaie. În imagini se poate vedea cum munți de deșeuri zac peste tot în zona de promenadă a stațiunii. Ambalaje de plastic, sticle, peturi sunt dovezile nepăsării oamenilor care aleg să-și petreacă vacanța la mare. Nici pe plajă nu este mai bine. Situația se repetă în fiecare colț al Costineștiului, iar o parte dintre turiști spun că de multe ori sunt nevoiți să strângă mizeria ca să aibă unde să se așeze. Lipsa de bun simț. Adică ar trebui fiecare să fie conștient să-și ducă mizeria la gunoi, că sunt coșuri peste tot. De unde atâta mizerie? Dacă nu o facem noi, de unde poate fi? Nu o facem noi? Noi aducem, noi cumpărăm, noi o aducem aici, noi o lăsăm pe plajă. Noi facem toată mizeria, nu face altcineva. Este dezolant ce rămâne în urma turiștilor. Seara, plajele rămân ca după război, după ce turiștii se retrag. Tone de gunoaie au fost adunate, iar în plin sezon, în fiecare seară, proprietarii plajelor se mobilizează să curețe zona.